Saltare Force Player. Angry Birds a ajuns inevitabil și în tărâmul clonelor, iar cea de aia se numește Angry Birds Blast. Mai cohitaseră ei cu jocurile arcade, ba cu un pinball, ba cu un joc de bubble popping, dar azi o dau direct în Candy Crush. E drept că titlul primește și câteva mecanici extra, dar la bază tot Candy Crush e. Titlul e gratuit în App Store și Play Store și s-a lansat la finalul 2016, deci e încă proaspăt. Ideea aici este să conectăm o serie de baloane, bule sau piese nervoase cu ochișori clipitori între ele, pur și simplu prin apăsarea celor alăturate. Avem un număr limitat de mișcări și evident și vieți, iar odată ce le pierdem pe acelea, așteptăm o anumită perioadă de timp sau cerem vieți de la prieteni. Sună familiar? Cred că Zynga și Rovio știu de ce. În fine, combo-urile de bule colorate dau naștere la tot soiul de power-up-uri în funcție de numărul lor. Unele elimină un rând sau o coloană întreagă, altele fac să bubuie o anumită culoare pe ieșichier. Lucrurile devin interesante când Angry Birds își amintește de unde a plecat și ascunde și niște porcușori în spatele unor ziduri de lemn sau gheață și singura cale să ajungem la ei este să detonăm pasărea neagră bomb. În acest caz trebuie să avem mai multe bile de aceeași culoare care să facă pop fix lângă purcel. Problema e că porcușorii verzi nu se dau duși ușor și trebuie pogniți de două ori pentru a fi eliminați. Nu jucăm mereu în eșichier pătrat sau dreptunghiular, cum de altfel ne-a învățat și jocul Dots, ultima sa versiune. Chiar dacă aici nu operăm în formă de T, L sau cruce, avem și nivele ce sunt doar mase de circulețe umflate, amintind de interfața unui Apple Watch. Muzica veselă clasică Angry Birds din fundal și putem să cumpărăm power-up-uri precum o praștie cu care țintim orice zonă dorim și orice balon colorat. În funcție de păsările pe care le deblocăm, va diferi și modul în care explodează bomboanele colorate, iar Bomb, Red sau Matilda au efecte diferite. Activarea lor e puțin ambiguă, dar câtă vreme aveți ochiul agil de vulturi și vânați combinații de culori, vă veți prinde rapid care e șpilul cu zburătoarele. Există și nivele multistratificate, cu păsări, apoi bule, apoi porci, dosiți bine de lemn sau materiale de construcții și e aproape imposibil să treceți de ele fără power-up-uri speciale. Orice se poate spune despre Angry Birds Blast, numai că nu e copilăros, haios și colorat nu. E plin de onomatopeele clasice, pe care le imită orice copil de grădiniță după ce a văzut pelicula Angry Birds, iar coloritul este foarte viu și cumva supra-saturat, ca să zic așa. Are un luciu special și un atribut handmade sau hand-drawn pe care la Candy Crush nu-l găseam. Fanii Candy Crush și chiar cei 2 Dots se vor simți ca acasă până se lovesc de piedicile freemium clasice, inclusiv vieți sau power-up-uri imposibil de cumpărat. Alternarea de păsări cu porci e interesantă și e un avantaj că putem juca offline și chiar să păcălim sistemul prin partajare de vieți cu prieteni falși sau cel puțin așa am auzit. Blast e făcut ca să fie bifat de Rovio în tentativa de a aborda toate genurile din gaming ever. E un efort leneș al finlandezilor, dar pentru un taximetri sau o casieră e mană cerească pentru lungile perioade de așteptare. Istoria îl va răpune totuși și îl va arunca în colțul rezervat clonelor de Candy Crush. Nota 6 pentru Angry Birds Blast.